Bună ziua și mulțumesc din nou Editurii Humanitas pentru invitație. Mulțumesc și domnului Naumescu pentru că s-a gândit la mine să vin aici la lansarea cărții. Îi mulțumesc și pentru amabilitatea cu care ne răspunde la RFI de fiecare dată când avem nevoie de opinia unui expert în relații internaționale și îl sunăm, ne răspunde cu plăcere și o să-l mai deranjăm. Am primit cartea acum câteva zile, m-am uitat pe ea, o să o citesc mai în amănunt în perioada următoare, dar în orice caz, ce vreau să vă spun este că această carte vine cumva, de fapt se scrie în seria acelor lucrări și care nu sunt foarte multe în momentul de față, care vin să ne cam zguduie așa o teorie foarte frumoasă și frumoasă, pe care noi am învățat-o la școală în ultimii 30 de ani, la toate școlile posibile, și care ar suna cam așa. Libertatea politică, libertatea de asociere, libertatea economică generează neapărat prosperitate, care generează neapărat o clasă din mijloc, care neapărat își dorește libertate, democrație și transparență. Toate statele, toate țările, toate națiunile care merg pe acest drum vor găsi la capătul lui acest premiu mult și bine meritat și toată lumea, la un moment dat, va trăi într-un regim de libertate, de deschidere, de libertate a comerțului, de libertate individuală, sfârșitul istoriei bun. E bine, lucrurile nu stau deloc așa și haideți să ne uităm către Rusia, unde libertățile parțiale economice și politice au generat o clasă de mijloc destul de bine aranjată, care, iată, vizitează cu mult mesaj Occidentul, îi întâlnim în cele mai luxoase hoteluri, în cele mai exclusiviste restaurante. O clasă de mijloc care însă a făcut foarte frumos pactul cu Vladimir Putin, un pact scris sau nescris, tu ne lași să ne plimbăm prin Europa, noi te susținem. Iată China, un teritoriu al libertății economice, dar care construiește un totalitarism absolut îngrozitor și care în momentul acesta se constituie în interior într-un regim, într-o formă de represiune nemai văzută de la Revoluția Culturală a lui Mao. Deci iată că toată această teorie a noastră cu privire la statele care urmează această cale începe să se clatine. Nu este neapărat o veste proastă, dar asta ne arată că noi trebuie să ne păstrăm aceste libertăți. Cartea ne arată un spațiu cu geometrie variabilă și un spațiu al unei permanente periferii. O periferie cu geometrie variabilă, după cum o descrie și autorul, și un teritoriu de o extraordinară diversitate. Europa de Est, Europa centrală și de Est. Europa centrală pentru că și conceptele acestea, care sunt un pic diferite și au origini diferite, sunt diferite în timp și au interesuri diferite, această zonă este foarte diversă. Un grad de diversitate mult mai accentuat decât Occidentul. Sigur, și în Occident, între Danemarca și Portugalia, vor fi oarece diferențe, dar parcă nu găsim aceleași diferențe ca între, știu eu, Belarus și România. E un teritoriu în care diferențele s-au accentuat în ultimii 30 de ani, în care avem state care au reușit să meargă pe calea euroatlantică și poate pe undeva sunt aproape de premiul promis despre care vă vorbeam mai devreme. Rămâne zona Europei de Est și ele deja s-au calificat și veți vedea în carte, aceste state s-au calificat la în grupa Europei Centrale. Deci geografia se schimbă, geografia și politica în zonă se influențează reciproc. Deci și noi ne-am calificat la Europa Centrală, am putea spune. Există state cu un viitor incert, fostele republici sovietice, aceste membre
forme ale politicii de vecinătate, parteneriatul estic cu viitorii încerc. Există state cu o anumită perspectivă, statele din Balcani, dar la fel și aici diferențele sunt foarte mari și chiar observam și am trecut recent prin ambele orașe diferența formidabilă dintre Skopje și Ljubljana, deși ele au fost în aceeași țară până în urmă cu aproape 30 de ani, ele nu mai arată deloc așa cum au fost în aceeași țară, ci diferențele între Skopje și Ljubljana în ultimii 30 de ani s-au accentuat, nu s-au estompat. Sunt țări care merg către un grad mai mare de integrare și țări care rămân în urmă. Să vă spun că în urmă cu mai puțin de 20 de ani, când România începea negocierile de aderare la Uniunea Europeană, România era undeva cam în aceeași grupă cu Serbia și Macedonia. Dacă ne uităm la indicatorul PIB de locuitor, astăzi diferența este foarte mare, deja am trecut în altă grupă. Despre toate aceste diferențiere vorba în carte, bineînțeles e vorba despre vechi actori. Aici, sigur, întotdeauna a fost o zonă a întâlnirii unor imperii în epoca modernă, Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Rus. Acum în zonă acționează noile puteri, Uniunea Europeană, Statele Unite, îndeosebit prin intermediul NATO, bineînțeles Rusia, China, aș adăuga și Turcia, mai ales în zona Balcanilor. Este o zonă care are o dinamică, o zonă în continuă schimbare și toată această carte vă arată că, într-adevăr, această teorie a sfârșitului istoriei, despre care și autorul amintește în câteva rânduri, nu își găsește corespondentul cel puțin în această zonă. Și ca să vă convinc, vă voi citi doar un pasaj de la începutul cărții, unde, chiar din capitolul introductiv, unde este așa prezentată în mare această regiune și acest concept de Europa Centrală și Est. Îmi spune așa autorul, un paradox rău prevestitor, face ca, deși regiunea de care ne vom ocupa cu cursul cărții conține pe teritoriul ei centrul geografic al continentului european, atenție, ca fapt divers, acesta este localizat, se pare, într-un sat de pe Tisa, în Transcarpatia, între Transcarpatia și Ungaria, și chiar cu privire la acest aspect minor, există multiple versiuni și înțelegeri, Europa Centrală și de Est să se fie aflat, de fapt, întotdeauna la margine. Acesta e paradoxul. Regiunea despre care vorbim a fost întotdeauna, în întreaga ei istorie, un spațiu al periferiilor de tot felul. O margine a imperiilor, un front, un avampost, un pivot geostrategic, un flanc al alianțelor, un perimetru contradictoriu al toleranței multiculturale și totodată al faliilor ireconciliabile, un câmp de luptă, un coridor de tranziție, o zonă tampon, o vecinătate sau o extensie, un teritoriu al întrepătrunderilor și influențelor suprapuse. Aceasta este Europa de Est, Europa Centrală, Europa Centrală și de Est, concepte diferite, epoci diferite, o carte, un studiu foarte profund al acestei regiuni, din punct de vedere istoric, politic, geopolitic, o carte care trebuie citită cu atenție, de multe ori cu creierul în mână, și o contribuție esențială la gândirea politică actuală în România, o carte care aș spune ar trebui să fie și pe masa decidenților, nu numai a celor interesați, știu, din afara fenomenului de politica regională și internațională.